Ba da, încotro mergeți? Nu mergeți, e foarte, dar mergem, vă ducem. Este puțin timp, ajung în traniș. Și-a putut să te schiedești tu singur. Nu, așa e, dar eu nu știu, nu te-a sfătuit să umbli noaptea, oricum. Ce să chem? Lupii mei și una iarna. Și pacii erau pe dealul lui. Asta, doamne, cât o văzut Raul? Cine? Nenea Ioane. Acum le-a rumblat multe. Lupi? Și le-au dus câinele, le-au mâncat câinele așa. Mânca câinele? Da, da, lupi. Mie nu-mi place că te văd eu unul singur așa, să te duci pe-n pădure. Să fai, să te furtună, să te... Așa-ți place. Da. Aia dacă o vreme mai liniștită... Când e vreme liniștită, tu oricine poate să meargă și vara. Nu? Știi cum am o vecină ce? Nu, și când zborovești oriceva și zice de prun și... Doamne, dă-ți minte! Acolo și zice și eu. Lupie? Da. Dacă te duci acolo sus în pădure și îți faci acolo... Da. Trebuie neapărat să vezi oriceva. Da? Nu există să nu, că acolo mai mulți lupi, dar mai trag și așa, mai trag. Uh-huh. Mai nu știu când, într-o vară, au adus cu mașina urși și le-au dat drumul în pădure de la grădina zoologică. Uh-huh. Cum să zic, zoologică, da, vine urs. Mereusul dădea cu bota pe el, până i-au dat atunci, au văzut că e săracul, era foame și au dat oarecare dintre oameni seama. Și lupii când i-au văzut? Asta am un toamnă. Acum în toamnă? Sigur. Și câinile l-au luat de acolo și l-au dus. Și... Da. Așa cum s-au răbut. O pudă să vănească și un lupă. Nu. Poate am noroc să și filmezi la lupi. Să știți că ducă vreo lupoică. Vreo lupoică să mă ducă, da. Păi să știi că dacă ar fi mai mulți la oaltă, eu cred că chiar ataca. Ar ataca un om, să zic, și ar fi împometați. Dă-i seama. Mm-hmm. Aici în dealul Lujii, unde este Cristina. Acolo au fost lupii, de acolo au dus câinile. Aha. Câinile lui. Bă, lupii se ducă, ei... Și au zis că când l-au dus, mă, că deja va până ieși el din casă, până ce știu. Și ce face? Merea să-i scoată de la 3-4 lupi un câine. Că-l mânca și pe el. Da, păi dacă striga și dădea cu bota, da, îl pugeau lupii. Da, păi eu putu să strige. După ce a început și câinile oceuna și astea nu s-au mai auzit ei. Nu mai auzit, dar nu n-avea rost, că nu s-au putut lua după ei să se ducă, să se întoarcă și la ei. Da, da. Da. Nu, o bezna asta... Luca un spiriduș, ca să-mi găsesc pupuș. O să mai aprind un foc și se crapă de ziua, mă duc mai departe. Fac focul prea mare. Sunt pădure. Nu vreau să se vede pădure. Dacă ies un lumeniș, mă ninge. Nu știu, telefonul nu merge. Nu știu cât e ceasul. Ninge tare și mi se vede camera. Gata cu filmatul. Mi se gata și bateria. Mai filmăm dimineața, pe lumină. Și am pornit la drum. Uite ce frumos ninge. Adică se audă o camera.
fără mai înainte, că nu se mai vedea nimic. Băi, că nu mai știu pe unde-i drumul. Dar găsesc. Munții aia deja e mult mai mare zăpadă decât aici. M-am oprit să mai trag puțin sufletul. Ce fain se vede soarele. Ia uite ce am găsit. Casă foarte interesantă. De dracu cu tine ăștia. Bună ziua! E cineva acasă? Da! Da. Cățelul. Dar recunoști cu ei. Da, rucsacul plin de zăpadă. Dacă ieși pe munte, numai merge un pic, apă vii să întoarci pe voi. Oare mă întorc înapoi, rătăcesc drumul. Și până aici m-am rătăcit, nu știu cum, cu greu am ajuns. Nu, capacii e bine, dacă e acolo mai rău. Deci ajung până de seară. Dar nu merge până undeva, dacă nu știu că nu merge, mă întorc înapoi, că doar urma a plat. Urma din zăpadă. Da, da. Dacă vii scolești, îmi acoperi urmele. Mergi până acolo, după ce a trecut de la înalta tesului, mergi tot acolo, pe sub teatră, este o teatră mare, mergi pe sub teatră încolo. Cum se numește? Șaua Bogdăneasa? Sau cum? E, Bogdăneasa, e aici, dincolo, la înalta tensiune. Da. E Bogdăneasa, dar mergi dincolo către Băneșor. Aha. Și apoi de la Băneșor, mergi pe acolo încolo, mergi până în Stânișoară. Și din Stânișoara apoi se vadă drumul către, nu știu cum o să reușesc. Către Vlădeasa? Da. De ce să nu reușesc, oare? Dacă că e acoperită cărarea cu zăpadă, acoperită. Dacă nu merge. Da, e furtună, e zăpadă. Eu totuși sper să se mai oprească viscolul ăsta. Cătăm un pru de zăpadă. Frumos aici la dumneavoastră în casă. Îmi place la țară. Și eu asta pe vârful muntelui, sincer. Te scobori de aici. Mai coborâm și pace. Eu pace în joc, cobor mai mult. Uh-huh. Unde coborâți? În Drăgan ca să faceți cumpărături sau încotro? Lupi? Nu mai sunt. Ce la porc. La cochete acolo pe unde vine. Ursul? Ursul. Și? Eu l-am auzit aici cu vătul câinile, ești afară și avea zis. M-am băgat și mi-a luat porcul de trisă. Pe acolo au rupt ușa în două și pe acolo l-a scos. Și-o după urmă. A scos porcul? A scos porcul și când a ajuns la 5 pași din jos, când a dat cu el jos, o dată l-a murit. Toată l-a clipat în două. Și când a ursul pe porc, când a bucăcit odată, atunci m-am temut și eu. Dar și nu m-am temut, mă, și cum mă băgam și îi sta și... Da, atunci m-am chemat și o... porcul, nu m-am mai băgat eu, că m-am văzut cu râșnit, n-am avut ce-i face și o moră porcul. I-am dat pace și o dus. Să rămână și multă sănătate să aveți, Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumesc pentru tot. Să vă fie de bine și drum bun să vă dea Dumnezeu. Nu, bota, e dumneavoastră. A, bota, da. Bota-le, că pe muntea sus e bună. Multă sănătate. Doamne ajută. Mulțumesc.
Să mai arăte cineva acum unde e drumul. Eu nu mai știu. Gata, m-am rătăcit. Nu mai știu cu Dumnezeu. Nici o cărare, nici un indiciu, nimic. Și cam asta e tot ce se vede. Să mă bag undeva. Sate undeva jos spre casă, nu știu. Urc de aproape 3 ore. Asta este. Deci aici chiar am pus-o. Este asta. Nimic. Absolut nimic. Am dat de semnal. La nimereală, ce-am găsit în agenda. O oră, două, dacă nu reușesc măcar să... Să de aici nu mai știu ce să fac. Nu mai cal nici înainte, nici înapoi. Și aici chiar am pus-o rău de tot. Chiar nu mai știu ce să fac. Nu mai știu încotro să apuc. Pădure nu găsesc, să mă adăpostesc. Mi-aș găsi măcar un pic de pădure. Dar nu găsesc. Nu știu, nu mai văd nimic, nimic. Și bate un viscol foarte tăios. Dacă am noroc, trebuie să mă întorc înapoi la căsuța de unde am plecat. La femeia bătrână. De acolo am venit de 3 ore jumate de tot de acolo. Așa că, noroc înapoi, mai mult cobor. Poate ajung înainte să se întunece înapoi. Că așa nu mai pot. Dar să ajung și până acolo. Am vrut să mai scot trepiedul, să pun camera, ce să mai pun. Să și caseta în aparat. În rest, nimic, de jur împrejur, nimic, nimic. Viscol, tăios și atât. Și să mă duc pe unde am venit înapoi. Așa, mă rog, ajung înapoi. Ce să cobor muntele, să ajung înapoi. Am vrut 3 ore până acolo. Mâine, da, de nu-i ceață. Dacă nu-i ceață, mi-e bine. Mâine dimineață, dacă nu o să fie ceață, încerc să mă duc iară. Iară mâine. Cum? Iară mă filmez. Da. Poate nimeresc cumva mâine drumul. Dar dacă iară e viscolul ăsta, n-am cum. Atunci asta este, trebuie să mă întorc înapoi. Păi, eu ți-am zis asta dimineață. Că m-am chemat să nu te apuci pe acolo, pe munte, și să nu mai știi în ce parte să te ieși, te pași. Nu mai știe nici în sus, nici în jos. Către ce? Către făjetul boului pe acolo. Ah. Acolo nu pericol. Mai știe că acolo ești pe între munți. Dar eu m-am rugat să nu te duci. Dar te spărie și te prii, Doamne ferește, și te năcăjeai, mă, te gândeai,
Nu mai știe când cu prunte pe cap. Și unde ești și cum ești. Nu v-ați încălzit niciodată? Ba, acum am mai încălzit. Așa m-am filmat, nu m-am văzut acolo cu copii. Și aia m-am stat eu când tu ce-ai stat. Nu, bine. Nu știu, de taia mă dau mama după să... Nu, și pe atunci... Și cât e departe de aici, până la Vlădeasa? E cam departe, nu. Cam o teatru. Și pe rostul Bănișorului, nu m-am primit mai iasă la deal. Ce mai m-am luat deal până Bobdănea? Până în Bobdănea, dar... Acolo deja nu s-a mai văzut nimic de vis, acolo a fost... Dacă ne numărți în partea aceea. Acolo, pe subchete, păi nu i-o trec nica. Acolo fui. O scătă mai era dacă mai mire, dar de mult o motrușit, e mire cu odinit. Eu mă trușit că dacă e calea asta... Pe la 11, no. La revedere și ți-a trăit mulțumesc și... pentru tot. Da, marci acolo. Nu de ce, că nu... Ia bota aia ce. Am văzut niște căprioare, să văd dacă pot să le filmez. Sper că nu m-au observat. Cerb. Aici s-a culcat lupul în zăpadă. Da, ceva pe aici. Ceva pări în zăpadă. Sângem să vedeam păr. Porni după aia în jos. Dar nu pot să mă iau după el. Drumul meu merge în altă parte, dar poate ne întâlnim mai încolo. Am dat de urme. Poate cred că e același, că par să vină de jos. Cred că iar m-a rătăcit. Dar nu sigur. Să sperăm că nu. Iar nu pot să vezi nici o potecă, nici nimic, e acoperit cu zăpadă. Deci chiar numai ca orbul. Cred că-s pe drumul cel bun. Pe potecuța asta. Trecut aproape 5 ore de când am plecat de la bătrâni. Și uite, iară dau de urmele de lup. Dar lupul nicăieri. Mai mulți oricum. Dar nici de dracu nu văd unul.
numai urme. Un izvor cu apă bună. Un izvor clasa întâia. Gata, că mi se termină bateria. Și salut. Pa. Chiar ai crezut că plec. Doar n-o să-mi las camera aici. Aici lupul o scormoni pământul. Să văd urmele cum vin. Uite aici a urinat. Deci, asta n-a fost de mult. Și începea furtuna. Am ajuns sus.
pornit de la cabană și îmi spune cabanierul că sunt vreo 20 de kilometri până în Bologa, unde pot să iau tren. Am ce merge până ajung. Ai, 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 până la brâu. Când dracu apare primul sat. Să sperăm. E, se vede satul. Uite jos. În curând ajung în sat. Unde-i? Uite. Iară viscol. Iară viscolește. Bacă! Pas! Am găsit un loc ferit de vânt, cu cocioabă părăsită. Bună ziua! Frumos care aveți! În satul ăsta mai am încă vreo 15 km până în Bologa. Și până aici am venit mai mult de 7. N-au mai sunt 5 km până în satul următor. Însă cu el... Cum cobor, tot mai puțină zăpadă. Ia uite un băciuc. Vinind de la comună, într-o seară pe la 11-12, vinind câinile cu mine, am auzit câinile lătrând și am văzut la o distanță ca la 100 de metri, 4 lupi. S-au țipat după câine, dar au făcut un sal la 3-4 metri după el. Și când am văzut că ajunge la câine, am strigat. Și s-au întors lupii și câinile iară după ei și au ajuns înaintea lor. Și s-au dus, câinile au bătut după ei, s-au dus vreo 700-800 de metri, dar nu s-au mai întors altul la câine. Apoi încep să latre, să baune. Să urle lupii? Da, să strâng grămadă, că te șepi, op, să adună când baune, iarna. Și să bagă, mănâncă câini, oi la oi atacă, zice când uți mai mult. Ești foarte... De aici mai sunt 10 km până în Bologa. Am prins lipan.